Un campion de la CSU Ploiești se întoarce de unde a plecat. Ivar Stimermanis a revenit în Superliga din Ucraina. Letonul a semnat cu Cherkasy Monkeys, o echipă pentru care a mai evoluat acum două sezoane. Timermanis are în palmares 4 titluri naționale, 3 în Letonia, iar ultimul sezonul trecut câștiga pentru prima oară în România, împreună cu formația pregătită de Arnautovici. O parte din băieții lui Dado n-au petrecut vacanța. Levi Siarto, Adicu Țoia și Cătălin Burlacu au treabă la echipa națională. România va juca 4 meciuri amicale în compania a 3 adversari diferiți. Ungaria, Belarus și Portugalia sunt naționalele pe care le vor înfrunta în meciuri de verificare. Toate acestea vor avea loc luna viitoare, iar în august tricolorii vor începe campania de calificare la Eurobasket 2015, împotriva reprezentativelor Bulgariei și Islandei. Naționala României vrea, după 12 ani, să se califice din nou la un turneu final european.